Bună dimineața! Aoleu, cum stă părul? E 6 decembrie și să vedem dacă a venit Moș Nicolae. O să întorc camera imediat și mă voi duce la ghete. De curățat le-am curățat aseară, am făcut doar poze, n-am filmat. Și acum să vedem dacă a venit Moș Nicolae. Aici la papagale a venit, alu mama, a venit și la mama, toată lumea are usturoi, Adrian, Tatiana și tata a primit un cartof și ale mele. Ia să vedem. Aici. Portocale, mandarine, portocale. Bomboane. Încă o mandarină. Snickers. Bomboane. Ce drăguț. Ce frumos este pe hol. Wow! Un calendar advent dulce. Bombonele! Ce drăguță e! Vedem ce în cutia aceasta. Multe bomboane. Și asta este o ciocolată caldă. Wow. A venit la ghete. Uite, mamică, că ți-a adus și ție. Moș Nicolae. A venit la ghete, bă? Golanule, nu pleca. Poftă bună. Uliganule, pleacă. Vii toți. 16.000. Ăștia-s ciorditorii. Uite-l pe la Nair cum stă. Ăștia se bat unul pe altul, sunt proști, uite. Bă, dacă dărâmați scrumiera, vă sparg. Mamă, cum fac? Ăștia sunt capitanerii. Bună dimineața. E 5:30. Plec la muncă. Vreau să vă arăt un broduți drăguți. Întorc camera imediat și vă arăt.
ce faceți? N-am vorbit deloc cu voi, v-am lăsat câteva cadre, am fost sâmbătă pe 5 decembrie, am fost la Jumbo. Eu nu am cumpărat mai nimic surprinzător, n-am luat decât niște șervețele de masă și vreo 3 decorațiuni de brad pentru colegele mele, pe care nu le-am filmat. Pentru mine am să mai merg săptămâna asta, cred că o dată la Jumbo, să văd dacă mai îmi trebuie ceva pentru brad. Noi încă nu am făcut bradul. Așa că am avut o tendință să mergem vineri la Jumbo. Vineri după amiază, undeva pe la ora 6, cred. Doamne, era o coadă afară. Deci, cred că erau 30 de persoane care stăteau afară. Parcare se făcuse coada și am renunțat clar, am și ieșit din parcare, nici măcar nu am încercat să stăm la coadă, așa că sâmbătă la 12 am fost la Jumbo, nu erau decât la intrare, cred că vreo 4-5 persoane, dar se intra foarte repede, în schimb era foarte aglomerat și am vrut să vă filmez câteva cadre. V-am zis, eu o să mai fac probabil săptămâna asta încă un drum la Jumbo, o să-mi cumpăr și eu câteva decorațiuni și am să fac atunci un haul cu siguranță. Și după cum ați văzut, a venit Moș Nicolae pentru toată lumea, de la mic la mare. Așa că acum, astăzi vreau să desfac acest calendar advent de la Ferrero Prestige. Aici pe spate are exact ce se află în el și m-am gândit să-l desfac cu voi și să vă arăt ceea ce se află în el. Haideți că i-am dat aici cu foarte ca pe scoci și așa este el înăuntru. Deci îmi place la nebunie acest peisaj. O să încerc să-l țin cumva aici într-o parte. Numărul 24 este aici, în zona aceasta și pare destul de mare căsuța, cu toate că nu văd ce ar putea fi decât clar o bombonică. Și sunt foarte încântată că mi-a adus Moș Nicolae acest calendar și o să încep cu numărul 1, se află aici. Probabil nu o să se vadă la voi, dar vă asigur că e numărul 1. Stați că aveam aici și o forfecuță. Este o bombonică de la Ferrero. O să-l pun aici, jos. Și este una cu alune. Să văd că scrie aici pe spate. Pralina cu ciocolată și ciocolată cu lapte, cu alune de pădure întreagă în interior. Foarte drăguț. Acum... aici a fost numărul 1, numărul 2 este aici, jos. Chiar mă bucur că am primit un calendar din acesta cu bomboane. Îmi doream foarte mult un calendar advent anul acesta. Dar am zis că cu siguranță îmi voi lua anul viitor unul cu produse cosmetice, deoarece momentan am destul de multe produse și mă bucur că l-am primit pe acesta. Aici este numărul 2 și are o bomboană de la Ferrero Rocher. Specialitate crocantă de napolitana acoperită cu alune de pădure și ciocolată cu lapte umplută fină, cu umplutură fină. Clasica Ferrero Rocher. Numărul 3.
este aici. Nu știu cum să-l țin, să... Numărul 3. Cam dă bătăi de cap. Se desfac destul de greu. Da, asta am rupt-o de-am... din partea asta. Tot o bomboană Ferrero Rocher. Stai că vă arăt și forfecuța. Pai de capul meu. Deci până acum două bomboane din acelea. Numărul 4 îl văzusem aici jos. A, cred că i-am prins șmecheria. Un Ferrero din acesta cu ciocolată albă și cu alune. Pralina cu ciocolată albă cu alună de pădure întreagă în interior. Acestea nu știu dacă se găsesc. Eu nu le-am, nu știu dacă le-am văzut în magazin să le cumperi la cutiuță sau așa. Nu mi-aduc aminte. Numărul 5 este aici. Nu prea se văd numerele pentru că sunt cu auriu. Încă o bomboană din aceasta cu ciocolată neagră și cu alună. Deci până acum două. Numărul 6. Numărul 6 este aici, în brad, numărul 24. Și văd că are ca două ușițe. Da. Da. Nu ce e și alt număr? A, nu. La numărul 6 sunt două bomboane. Am crezut că este și alt număr lungă, dar nu văd. Și este una din aceasta Ferrero. Și una Mon Cheri. Din aceasta. Foarte bune sunt și acestea. Deci prima Mon Cheri. Praline cu ciocolată umplută cu cireașă întreagă în lichior. Ne îmbătăm. Numărul 7. Numărul 7. Încă una cu ciocolată neagră și alune. Până acum avem 3. Aici. Din aceasta cu ciocolată albă și alune. Avem 2 până acum. Numărul 9 este fix la 8. Și mai este o din asta Ferrero. Avem 4. Numărul 10. 10, 10, 10. E aici sus. Aici. Și este încă una Mon Cheri. Cam astea sunt toate sortimentele. Din câte am văzut pe cutie, 4 sortimente sunt. Numărul 11, dar doar ideea asta de a desface și plăcerea, să zic. Numărul 11, încă una cu ciocolată neagră și alune. Avem 4. Numărul 12, a 5-a de Ferrero. Numărul 13 este aici, jos. Dacă acesta încurcă un pic. A 6-a, aceasta, a 6-a bomboană. Numărul 14 este aici, jos. Mon Cheri, care este a 3-a. Numărul 15 e aici, sus. Oh, încă una cu ciocolată neagră și alune. Și avem 5 din acestea. Numărul 16 este aici, sus. Tot cu ciocolată neagră și alune. Avem 6 până acum din acelea. Numărul 17 este aici, lângă brad. Și încă una cu ciocolată albă, este a 3-a. Numărul 18. 18 e aici. Mon Cheri.
19 este aici, sus. Tot manșeria este și aceasta. Și ne apropiem ușor, ușor. Acum, 20 e aici. Și încă o ciocolățică din această ciocolată albă cu alune. 20. Numărul 21 e aici jos. Ciocolată neagră și cu alune. 22 este aici într-o parte. Și este manșerii. Și a fost acesta 22 și mai avem 23 care este aici. Aici. Și apoi la 24 cred că încă una din aceasta cu ciocolată neagră și alune. Cu ciocolată. Și avem 2, 4, 6, 8 din acelea, din acestea până acum. 4 cu ciocolată albă, 6 din acestea și 2, 4, 6 mânșeri. Iar la numărul 24, e aici sus, v-am zis că sunt două ușițe și probabil sunt două bomboane. Wow, chiar 3! Ce drăguț! Și stați că am luat acțipilul de la Ferrero și avem una așa, un Moncheri și una din aceasta. Deci avem 2, 4, 6, 8, 9 cu ciocolată și alune, 4 cu ciocolată albă, 7 Ferrero și 7 Moncheri. Acesta a fost calendarul. E foarte drăguț. Și cu siguranță o să mă bucur de aceste bomboane. Mulțumesc lui Moș Nicolae. De Moș Nicolae a primit și fratele meu un calendar advent de la Milka. Și ce credeți că voi face eu acum? El este la muncă. Așa că m-am hotărât să-l desfac și pe lui. Bine, eu l-am întrebat după ce am văzut că l-a primit dacă o să pot să-l desfac eu. Mi-a zis că da. I-am dat și acum un mesaj, dar e la muncă și nu mi-a răspuns. Și sper că răspunsul să fie da, pentru că îmi voi băga degețelele în el. Așa arată. La fel și acesta avea aici ce conține. Așa că haideți să începem cu numărul 1. Sper să nu mi-o iau diseară, că poate s-a răzgândit și vroia el să-l desfac. Numărul 1. A, e un micuț aici. O bomboană Milka. Așa. Numărul 2. Am ajuns la 1. 3 l-am găsit. Și numărul 2? 3? Nu știu unde este numărul 2. A, e aici. Aici. A, ce drăguț! Da, sper să nu rup. O ciocolățică, pare ca un om de zăpadă, așa, sau Moș Crăciun, dar are un cerb aici. Ce drăguță este! Acum numărul 3 îl văzusem aici undeva, jos. Și e micuț așa. Și este tot o bombonică. La numărul 3. Numărul 4. E aici ceva mai mare. Are două uși. Este o ciocolată. Sunt foarte drăguțe. Numărul 5. E aici mic și bănesc că e tot o bombonică. Dar are altă culoare. Aceea era pe mov, aceasta e cu albastru. Ia să văd dacă scrie cu ce sunt. Nu. Numărul 6. O, 6 e destul de mare aici, omul acesta de zăpadă. Să vedem ce se face. Pa.
porfecuța. Și aici este un Moș Crăciun de ciocolată. Ce drăguț e. Numărul 7 este aici la fereastră, sub numărul 6. Și încă un cerb. Deci acum avem două ciocolățele în formă de cerb. Numărul 8. 8 este aici, la fereastră. Și la cât de micuță e, tot o bombonică mov. Avem 3 bombonele până acum. 9, la fel, cred că o bombonică, pentru că este foarte mic. O bombonică albastră. Numărul 10. Numărul 10 este mare aici. Vedem, are două uși. Doar pare mare, dar este încă ciocolățică din aceea mică. 11. Aici e micuț, e clar, tot o bombonică, e albastră. 12. M-am găsit pe 13. 12 e aici. Pare ceva mai măricel, dar mult mai mare decât ce am avut până acum. Și este un Moș Crăciun, dar este mai mic. De fapt, e cum e ambalajul acesta cu cerb, doar că acesta are desenul cu Moș Crăciun. Așa. 13, cred că tot o bombonică aici. Bombonică. 14. Nu cred că nu am desfăcut numărul 7, dar am desfăcut. 14. A, e aici, jos. Iar un pic mai mare. Și tot o ciocolățică din aceasta. Milka, au 14 grame. Acestea nu scrie. Iar moșul acesta are 15 grame. 15. 15, aici sus, care este tot bombană albastră. 16 este aici la omul de zăpadă la fereastră. Ia să vedem. Și este tot un Moș Crăciun, de fapt cu ambalaj de Moș Crăciun. 17 este aici jos și este tot bombonită după formă. Da. 18 este aici. Acum este un desen cu om de zăpadă. Ce drăguț e! Ia uitați! 19. E aici jos, la veveriță și e tot mai mică. 20. E un pic mai mare aici. Are două uși. O ciocolată din aceasta la 14 grame. 21 este aici la fereastră. 20. Un moș foarte, foarte mic. N-am mai avut. Dați acesta. E așa și acesta e foarte mic. Și e mai mic și ca acest, decât acesta. Ce drăguț. 22 aici. E o bombonică. 23 l-am văzut aici sus. Și este tot o bombonică. Și până acum avem 2, 4, 5, 6 bombonele din acestea. 6 bombonele pe mov. 4 ciocolățele, 5 din acestea, dintre care un om de zăpadă, 2 Moș Crăciun și 2 cerbi, un Moș Crăciun așa și Moș Crăciunul acesta mitită. Și acum am ajuns la ziua 24, le-am desfăcut pe toate, care este aici. Da. Și mai este o ciocolată din acesta la 14 grame, deci sunt 5 ciocolățele. Sunt foarte drăguțe, dar... Mi-a plăcut mai mult calendarul meu, așa că vreau să-i spun fratelui meu să mă ierte că i-am luat bucuria de a-l desface. Și că îi mulțumesc că mi-a dat voie să-l desfac. O să încerc ușor să-i le pun la loc și să și le desfacă și el. Sper că v-a plăcut acest vlog. O să închei aici în această seară. Vă pup și vă îmbrățișez cu mult drag. Pa, pa!